Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Neconvențional. De data asta chiar suntem din toate punctele de vedere neconvenționali cu toții. E o perioadă foarte ciudată pentru toată lumea, dar cu timpul ne vom reveni și totul va fi ca înainte sau poate mai bine. Astăzi vorbim cu o persoană, consider eu, foarte norocoasă, o persoană talentată, o persoană care a reușit să facă din pasiunea ei o meserie și o face foarte bine și noi mulțumim pentru fiecare rochiță și fiecare creație pe care o realizează și pentru care grijă de noi femeile. Adina Constantinescu, bună! Bună, Mirela, mulțumesc pentru invitație! Cu tot dragul din lume, spune-ne, în primul rând, tu ești foarte ocupată, o să începem cu ce se întâmplă acum, pentru că ai foarte multe, multe proiectele mici și simpatice și după aia o să revenim așa cu detalii din viața și personală, dar și profesională. Da, într-adevăr, anul 2020 a venit cu multe noutăți și provocări și schimbări pentru absolut toată lumea de pe această planetă. Nu cred că e o persoană care să nu fi fost afectată de tot ceea ce se întâmplă și noi am fost afectați și, să zicem, impactați direct de toate schimbările acestea sociale. În sensul că lucrând mai mult serii scurte de rochii, de ocazie, rochii de mireasă, mare parte din activitatea atelierului era concentrată pe tot ceea ce înseamnă ținută de eveniment, evenimente care nu mai există momentan și, într-adevăr, după ce am trecut de perioada aceasta de șoc, de rezistență la schimbare, am analizat situația, am trecut peste teama de tot ceea ce înseamnă această epidemie. Am început să gândim cât se poate de rațional și să luăm decizii în ceea ce privește pivotarea și replierea business-ului, astfel încât să nu ne pierdem esența, ceea ce noi oferim clientelor noastre și anume sentimentul acela că sunt diferită, că sunt unică, sentimentul că cineva te ascultă și te ajută să fii tu și să te exprimi prin vestimentație. Și atunci, pornind de la această esență care ne-a ghidat, ne-am repliat. Și acum avem mai multe proiecte pe care le derulăm și în acest fel cumva am realizat că orice schimbare, atâta timp cât este privită în mod constructiv, poate să te reinventeze și să te readucă pe o cale pe care poate o uitase. Pentru că de fiecare dată când ne întâlnim noi este vorba despre mine și despre cum să mă îmbrac și ce accesorii să port și cum să le port, astăzi este vorba despre tine. Cum te simți în postura asta în care trebuie să ne dezvolui, cumva să ne pui pe tapet cumva viața ta? Cum e sentimentul ăsta? Eu sunt și o persoană destul de introvertită, nu-mi place să ies în evidență și cu atât mai mult în ceea ce privește viața personală, dar lucrez la aspectul acesta pentru că, din nou, timpul care ni s-a oferit în ultimele luni m-a făcut să fac așa un research atât în ceea ce privește persoana mea și atunci am realizat unde mai trebuie să lucrez. Am avut așa un răgaz în care am avut timpul de autoanaliză pe care nu-l aveam și de care aveam nevoie și atunci una din deciziile pe care le-am luat este aceea de a investi în imaginea mea și de a deveni un pic mai comunicativă și ideea de personal branding o aprofundez și este super ok. Îmi depășesc limitele în fiecare zi și nu mi este niciun fel aiurea să recunosc că ok, nu sunt o persoană foarte expansivă, dar și probabil nu voi fi niciodată, nu vreau să mă transform, dar pot să vorbesc și despre mine și despre activitatea mea. Am făcut în această perioadă primele live-uri, ceea ce social media pentru mine, ok, este un canal de comunicare, dar niciodată nu am fost genul să fiu extrem de activă sau să mă expun pe mine personal foarte mult.
Dar iată că având anumite activități prestabilite, activități ce trebuia să se desfășoare în atelier, și o să-ți povestesc mai multe despre atelierul de recycling pe care îl continuăm acum, ne mai avem voie să avem aceeași activitate, am ales să fac un live și unde în general eram înconjurată de o echipă de oameni și aveam contact unul la unul cu participanții. Acum eram singură în fața unui telefon pe care singură mi-l pusesem așa pe un dispozitiv, pe espresorul din bucătărie. Da, dar a fost super ok. Feedback-ul a fost bun și am hotărât să merg și pe ideea asta de dezvoltare personală a mea, de comunicare personală. Ai știut întotdeauna ce vrei să faci de mică? Te visai designer vestimentar? Sau te visai doctor și s-a schimbat pe parcurs? Nu. De mică, însemnând de foarte mică, îmi plăcea foarte mult latura aceasta creativă. Cred că la 13 ani am primit prima mea mașină de cusut. Și deja la 14 ani, țin minte că aveam banchetul de clasa 8-a, mi-am făcut singură ținuta. Pentru mama mea, când avea evenimente, erau foarte des nașii, făceam rochii. Bine, nu vrei să știi că acum când le văd cum erau rochile, erau cusute pe ea cumva, că nu prea știam cu fermoarul, cu așa. Dar le purta. Dar le purta, da. Deci, cred că întotdeauna am știut ceea ce îmi doresc. Și am avut noroc că să am o familie care m-a susținut în demersurile acestea. Undeva părea ciudățel așa la vârsta aceea și în anii aceia nu părea foarte safe așa să te duci într-o zonă de artă, de design vestimentar, dar am avut susținere necondiționată și asta e esențial pentru parcursul oricui. Apropo de asta, toată lumea are impresia că tu stai acasă și nu știu, îți vine vreo idee, mai desenezi o rochie și s-a terminat munca. De fapt, este o muncă foarte grea în spatele oricărei rochii sau oricărei creații. Spune-ne un pic mai mult despre anii de studiu sau cât este de greu să ajungi să faci asta. Nu este foarte greu să ajungi să faci asta, depinde cum o faci și în asta constă, cred, diferența. Chiar designul vestimentar fiind o meserie, să zicem, creativă, nu este obligatoriu să ai o școală cum ar fi pentru o meserie gen doctor, da? Parcursul este obligatoriu. Pentru design vestimentar e ok să faci un curs de o lună, două luni, trei luni, este ok să nu faci niciun curs, ok, dacă ai talentul respectiv, lucrurile se pot învăța din mers. De aceea sunt și foarte multe ateliere și foarte mulți designeri vestimentari. Părerea mea este că diferența o face modul în care te poți implica în întreg procesul, astfel încât să ai cunoștințe atât în ceea ce privește materialele, în ceea ce privește compoziția materialelor, modul în care se îngrijesc, modul în care poți să le combini, astfel încât purtabilitatea acelui produs să fie de lungă durată și de asemenea să fie confortabil. Procesul de confecționare este foarte important, astfel încât să nu apară defecte de producție, să nu apară. Sunt foarte multe aspecte de care trebuie să ții cont, astfel încât să poți să duci la capăt acest proces la anumite standarde pe care eu le consider ok. Nu e chiar atât de ușor, cum pare. Ai avut un mentor sau o persoană care la care, nu știu, care te inspira foarte mult? Sau? Nu neapărat. În domeniul acesta, nu neapărat. Cred că am avut o genă în familie creativă, deși ca și meserie nici mama mea, nici bunicii nu au avut. Am aflat acum, recent, apropo de asta, că o mătușă de-a mea, deci sora bunicii, a avut un atelier de creație exact unde am avut și eu primul atelier de creație. O chestie foarte interesantă, nu știam, am aflat acum ca adult, în centru vechi. Nu am avut un mentor anume, am avut inspirația în sensul că de la grădiniță eu aveam la sărbări rochițe făcute de mama mea cu sute de mână, deci am avut așa nevoia, cred, de a fi cumva diferită, pe care am identificat-o și la alte persoane.
Și mi-am dat seama că mi-este foarte la îndemână să lucrez în sensul acesta. Aveam zile, aveam 16-17 ani și efectiv treceau zile întregi, de dimineața până seara, când nu mâncam, nu beam apă, stăteam acolo într-o mașină de cusut și nu aveam nevoie de nimic. Și atunci asta cred că e o pasiune ce merită explorată. Ciudat, mai ales pentru un adolescent care are cu totul alte preocupări din perioada respectivă. Da, le aveam și pe celelalte, dar când mă apucam, asta e bine, e foarte diferit, pentru că, spre exemplu, eu nu aveam foarte mult răbdare să duc la bun sfârșit și nici acum nu sunt foarte bună, nu sunt deloc bună, trebuie să recunosc, pe confecționarea produsului. Îmi place conceptul, îmi place să-l văd realizat, dar nu am răbdarea să-l finalizez. Și același lucru îl făceam și eu, lucram, îl vedeam aproape făcut 80% și după aceea pierdeam cumva interesul, vreau să încep următorul proiect creativ. Și atunci am realizat că practic partea mea și punctul meu foarte este procesul creativ și nu neapărat procesul de confecționare efectiv. Și de aceea am adunat în jurul meu o echipă extrem de performată în tot ceea ce înseamnă confecționarea și detaliile constructive. Pe mine mai puțin mă preocupă, nu știu, cusătura aia unde se termină punctul să fie la milimetru, mă preocupă imaginea de ansamblu, iar colega mea cu care am început atelierul și care îl susține întru totul este exact complementară. Ea până nu este fiecare cusătură unde trebuie, desface ea fără să-mi spună de 10 ori produsul, fără să știe clienta și așa până știe că e totul la linie. Ai rămas în Craiova, dar bănuiesc că pe parcursul vieții te-ai plimbat prin multe orașe, multe țări. Ai ales totuși să rămâi în Craiova. Da. Craiova ți se pare totuși un oraș deschis la astfel de lucruri? Sau mai are de lucrat? Mai avem multe. Alegerea de a rămâne în Craiova a fost una emoțională, fiind extrem de legată de familie. Și atunci am realizat că activitatea creativă o poți face oriunde și că aceste bariere sunt cumva în mintea noastră, însă până la urmă se pot schimba lucrurile și un oraș mic poate aduce cu sine chiar oportunități dacă le vezi, dacă vezi partea plină a paharului. Am studiat în Germania, apoi am avut intenția să rămân în Anglia, la Londra, unde am făcut un internship. Până la urmă, și chiar aveam o ofertă de un job foarte ok, părea atunci, era foarte ok acolo. Și până la urmă am decis să fac masterul în România, totuși în design vestimentar în București. Și din București am decis să revin în Craiova. Și cred că a fost o decizie asumată pentru că am cunoscut exact ce se poate întâmpla în alte părți și am decis că este ok pentru mine să am acest parcurs în Craiova pentru început. Lucrurile se pot schimba oricând. A fost greu la început, aveai, bănuiesc că nu aveai încă echipa formată, încă nu aveai foarte mulți oameni în jurul tău care să te ajute și nici acum ceva timp totuși Craiova nu era chiar așa pregătită pentru ateliere și pentru design vestimentar și pentru a-ți confecționa rochii pentru evenimente și așa mai departe. Da, a fost foarte dificil și continuă să fie greu. Fiecare zi este grea. La început era greu pentru că nu exista o piață pentru așa ceva. Noi am deschis acum 10 ani atelierul și erau două ateliere mari care făceau rochii de mireasă și mai făceau și rochii de ocazie, dar nu existau ateliere mici. Deci asta s-a întâmplat sau nu, pot să spun că am fost printre primele ateliere de acest gen, cel puțin după cunoștințele mele, și atunci era o greutate din punct de vedere al pieței care nu era obișnuită cu așa ceva. A fost dificil să atragi angajați, ok? Deci asta a fost foarte dificil pentru că nu prezentam o încredere foarte mare, nici nu am avut un capital, din asta se zice că am avut câteva zeci de mii de euro să încep și să prezint o siguranță pentru angajați, și atunci angajații buni trebuiau să aleagă să plece de la locul de muncă pe care îl aveau să vină într-un atelier care nu promitea prea multe la început, dar
am reușit. În primul rând, cred că m-am bazat și în continuare mă bazez pe energia oamenilor și am atras o echipă care a rămas și până în ziua de astăzi, aceeași, doar că ne-am mărit, aveam o energie comună și în continuare fetele nu sunt motivate doar financiar și am înțeles cât de important este acest lucru. Au avut de-a lungul timpului o oportunitate de a pleca la alte ateliere și să fie plătite mai bine. Ateliere care erau mai dezvoltate, cunoscute, bineînțeles, care aveau alte posibilități. Și totuși nu au făcut-o și lucrul acesta mi-a spus că cumva suntem o echipă unită de o energie comună, nu știu exact de ce. Ți-au spus părinții tăi vreodată că să te apuci de un lucru serios? Da, sigur. Și acum îmi spun, da. Da, sigur, sigur. În clasa 12-a eu am terminat și științe economice și am făcut și un master și un doctorat și lucrez și la universitate în departamentul de management. Deci am mers cumva în paralel cu pasiunea pentru creație și cu pasiunea pentru științe exacte. Mie îmi plăcea și fizica, am fost și la olimpiadă în timpul școlii. Deci nu am fost doar o persoană creativă, îmi plăcea să desenez, am avut așa o dualitate pe care o am și acum. Iar în clasa 12-a, pe de-o parte, făceam meditații la desen, mult. 6 ore dura o meditație și făceam de 2 ori pe săptămână și pentru admitere și pe de altă parte meditațiile pentru... Și tatăl meu îmi zicea mereu, când te apuci să te pregătești tu pentru facultate, te zic, asta fac, nu vezi că vin de la meditație, nu, serios, hai, nu mai glumi, când te apuci? Bineînțeles că... Dar la nivel de glumă, întotdeauna m-au susținut și când au văzut că într-adevăr pasiunea este mare, m-au susținut foarte mult, am ales o facultate foarte ok din afara țării, deci... Dar în continuare, glumește, hai când te termin cu prostiile și faci și tu o treabă serioasă. Ești singură la părinți? Nu. Nu ești singură? Nu. Și atunci cum a fost relația dintre tine și... Fratele meu. Și fratele tău? V-ați înțeles bine sau v-ați, cum să zic, ați fost așa genul șoricelul și pisica? Nu, ne-am înțeles foarte bine. El întotdeauna, deși poate n-am recunoscut, a fost un model și un factor motivațional pentru mine, fiind extrem de inteligent, sper să nu vadă emisiunea, că nu recunosc asta, el întotdeauna avea performanțe în timpul copilăriei noastre, pe Olimpic Național, fiind la fizică, mare. Fiind cu 2 ani mai mare, foarte lăudat, wow, ce inteligent este în familie, și atunci m-am dus și eu la olimpiadă și am făcut și eu, am ajuns și eu la naționale, bineînțeles, nu m-a interesat odată, a fost nevoie doar ca să demonstrez că pot, deci el întotdeauna m-a motivat și în continuare atunci când este vorba de o decizie importantă, cred că e prima persoană pe care o consult. Am foarte mare încredere în modul lui de a gândi. Fiind copilul mai mic, bănuiesc că, din experiență spun, ești și mai răsfățată. Da. Sau da. Mai protejată, de fapt. Da, cred că protejată. Noi nu am fost răsfățați în familie. Am trăit așa o copilărie extrem de echilibrată. Nici răsfățați, nici în niciun caz neglijați, dar responsabilizați, cred, și să ne luăm propriile decizii, să ne, nu știu, drămuim cum considerăm noi bugetul, să... Dar nu cred că a fost vorba de răsfăț. Îți aduci aminte o întâmplare inedită cu fratele tău din copilărie? Ceva ce ați făcut voi, o prostie foarte, foarte mare? Sau ceva ce ați, nu știu, ați făcut voi o revoluție? Ceva ați pus la cale ceva foarte important? Îți aduce aminte de ceva notabil? Nu prea făceam noi prostii. Chiar asta vorbeam cu mama mea acum, având și eu copii, rememorăm de când eram mică și așa ai o alte relații și alte discuții. Noi nu făceam prostii, chiar deloc. Ceea ce țin minte, spre exemplu, era faptul că deși eram foarte uniți și el era foarte protector, spre exemplu, am fost într-un an la o olimpiadă în afara orașului, amândoi, el era cu 2 ani mai mare și țin minte cât de protejată mă simțeam și cum el era mai preocupat de rezultatele mele după probă, adică lucrurile astea le țin minte foarte bine decât de propriile lui rezultate.
deci și susținerea lui necondiționată când aveam nevoie. Pe de altă parte, bineînțeles că nu mă băga în seamă în rest, adică în 80% din timp ne ignoram sau ne certam, dar când era nevoie, eram acolo unul pentru altul, așa cum suntem și acum și vom fi mereu, cu siguranță. Acum ai doi copii minunați și frumoși și unul dintre ei este fetiță. Ți-ai dori ca fetița ta să-ți calce pe urme? Nu, neapărat, nu. Îi plac rochițele făcute de tine? Nu, să știi că în ciuda activității mele n-am expus-o niciodată. Nu am făcut până acum decât o rochiță la botez, că atunci n-am putut. Da, la botezul ei, dar nu am expus-o și nici nu am așa o tendință de a o îmbrăca fancy sau nu. Din potrivă, îmbrac în hainele fratelui ei și e băiețasă. Nu-mi doresc să le insuflu nimic, absolut nimic. Îmi doresc să fie fericit, să-și aleagă drumul. Nu, n-aș vrea să îmi calce pe urme, n-aș vrea să o influențeze niciun fel. Ți-ai dorit să aibă o copilărie cam cum ai avut-o tu, de exemplu? Că tot spuneai că a fost una echilibrată sigur, da. Îmi doresc să aibă să parte... copilărească. Exact, să copilărească. Nu accept și nu mi se pare ok presiunea pe care copiii o resimt încă de la grădiniță. Am prietene cu copii care sunt la școală. Nu voi accepta asta. Nu mi se pare esențial să știe literele. Nu mă interesează să numere până la 100. Nu vreau să știe engleză și franceză și spaniolă la 3 ani. Vreau doar să se joace, să se distreze, să descopere, să se plictisească. Nu vreau să fac fișe cu ei. Mai facem, dar nu multe. Ce e strict adică, obligatoriu, exact. Da? Îmi place, spre exemplu, băiețelul meu are o pasiune extraordinară pentru povești, turuie, povești, cărți întregi și îl încurajez în sensul acesta. Nu-i place să alerge, nu trebuie să alerge, nu-i place să meargă pe bicicletă, e ok, adică vreau doar să facă ce le place. E ceva în viață care nu ți-a făcut plăcere, dar totuși l-ai făcut, un lucru care, nu știu, poate o rochie sau poate pur și simplu o întâmplare, care a trebuit să faci un lucru, nu știu... Da, zi de zi faci lucruri care nu-ți plac. Nu știu cine zice că face doar ceea ce îi place, înseamnă că a ajuns la un nivel minunat, o etapă a vieții fantastică. Eu încă n-am ajuns acolo, zi de zi fac lucruri care nu-mi plac de la... Nu știu, am o trezit la 8 că am întâlnire până la orice, până la o rochie cu care nu sunt, bineînțeles, de-a lungul, nu mi-e rușine să spun, de-a lungul parcursului am făcut foarte multe lucruri care nu mă reprezentau și poate a fost bine, poate n-a fost bine, au fost deciziile de moment, din nevoia de a câștiga bani, de a plăti salariile, de a merge mai departe. Da, am făcut și continui să fac. Obiectivul meu este să reduc pe cât posibil lucrurile care nu-mi fac plăcere, pentru că în acele momente nici nu ești, nu lucrezi în parametri maxime, adică dacă nu lucrezi în valorile tale, nu știu, dacă, spre exemplu, punem-mă să îți fac un dosar de nu știu ce birocrație, acte, sunt varză, deci e ceva groaznic, dar nu știu, dacă mă pui să fac o rochie, pot să stau 2 zile și să nu beau apă și să iasă ceva deosebit. Asta încerc să fac, să identific valorile și lucrurile la care sunt bună și în care parametrii în care lucrez sunt optimi și să mă focusez pe ele. Eu țin minte din copilăria mea că îmi plăceau maxim rochițele de prințesă, evident. Deci îmi puneam o pătură, mergeam prin casă cu ea și eram, nu știu, sigur, una dintre prințesele din poveștile clasice. Da. Tu făceai asta? Adică tu îți confecționai singură, dar deja la o vârstă la care puteai, dar până atunci umblai așa cu rochițe prin casă? Nu. Te visai prințesă? Nu, n-am avut și în continuare nu am asta pentru mine personal. Nu am așa fantezii vestimentare deloc. La evenimente, dimpotrivă, îmi plac rochile foarte simple, nu port culori, nu port paiete, nu-mi place pe stradă. O întrebare pe care o primeam mereu este, wow, și cred că îți faci în continuu rochii. Exact, da. Nu am, cred că 5 rochii dacă am până acum și au fost pentru evenimente extrem de importante. Nu m-am visat pe mine, nu pot să creez pentru mine, am așa un blocaj. Îmi place să fac pentru alții și cred că îmi place să fac pentru alții pentru că
în momentul în care pot să comunic cu cineva, să înțeleg nevoia, dorința, ce-l face, ce-o face pe purtătoare fericită și ce-o reprezintă, aceea este cea mai mare satisfacție. La mine, cred că numai acea, știi, acel avânt de a face lucrurile astea, pentru că știu. Pentru mine este ok să am o roche perfect, care să stea perfect pe corpul meu, un model simplu, asta mă face fericită și atunci nu am. De unde îți vine inspirația pentru a face rochițe, pentru... De unde te inspiri tu pentru a crea? Păi, inspirația vine din multe părți. Poate să te inspire un material, bineînțeles, ne inspirăm cu toții din colecțiile vestimentare contemporane sau din trecut ale altor designeri consacrați sau mai puțin consacrați, depinde de fiecare. Poate să te inspire absolut orice. Acum depinde, spre exemplu, noi acum dezvoltăm, că vorbeam despre proiectele din 2020 și cum ne-am repliat, un proiect în care cred foarte mult, în care piese vestimentare existente sunt re-cosmetizate și li se dă un alt scop, o altă valoare prin creativitatea fiecăruia. Acesta este un proiect la care lucrăm. Intenționăm ca după 1 iunie să expunem o serie de produse de acest gen. Cred foarte mult în această idee de reuse, reutilizare, reciclare, folosi. Este nevoie acum și din mai multe considerente. În primul rând, din punct de vedere financiar, oamenii nu vor mai avea aceleași posibilități în viitorul apropiat. Este clar că pe lângă toată nebunia care s-a creat ca și criză sanitară, e urmată de o criză economică reală și atunci există pe acest planetă atâtea articole vestimentare super ok. Noi avem de ce să le aruncăm. Hai să fim serioși. Magazinele sunt închise. Exact, magazinele sunt închise, dar noi, fiecare din noi, avem în dulap atâtea articole vestimentare super ok, cu materiale ok, cu lucruri ok și lucruri not ok. Uh-huh. Și atunci hai să refolosim tot ceea ce avem. Sunt stocuri, multe stocuri de materiale. Ce rost are eu ca atelier să mai creez rochii casual, rochii de ocazie, când există atâtea deja făcute și le putem da o altă valoare. Și atunci, spre exemplu, m-a inspirat acest lucru, această nevoie, odată posibilitatea financiară redusă a clienților care au aceleași nevoie de a fi unici și atunci, ok, trebuie să venim în întâmpinarea lor, cât și nonsensul acesta de a confecționa într-una și de a cumpăra și de a avea și fonierul plin de haine pe care nu le porți niciodată. Exact, și de a le arunca efectiv. Spre exemplu, asta este o sursă de inspirație, iar începând cu 1 iunie vom oferi inclusiv servicii de ajustări. Ai o pereche de blugi foarte ok, vrei să-i strâmtezi, să-i scurtezi, să ai o roche, vrei să o lărgești. Toată experiența pe care o avem o vom folosi în acest sens și vom oferi servicii de calitate care le găsești un pic mai greu. Persoanele croitoresele care fac ajustări poate nu înțeleg tot conceptul. Corect. Și atunci echipa noastră acum trecem printr-un proces din acesta creativ de a dezvolta conceptul acesta de a reutiliza și de a veni întâmpinarea clientelor în acest sens. Pe Adina Constantinescu o găsiți acum online și nu numai. De la 1 începem să ieșim ușor cu toții să ne vedem cumva de viața noastră cât se poate, ca și înainte, sau poate, uite, chiar mai bine, și să fim mai inventivi ca înainte. Vă doresc să fiți mai buni în fiecare zi și să vă bucurați de fiecare clipă, pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Mulțumesc Manufactura Roxanei pentru cercei minunați de astăzi și rămâneți alături de Tele Craiova. Până data viitoare, să aveți zâmbetul pe buze și lumină în ochi.